mai multă păi curățenie. Păi da, e altfel cu gazele. Gazul e adevărat că se scumpește, dar consum și eu cât mă ține pensia. Păi ce, eu mă uit la nașa mea, la Constanța, și ea și are gazul și sobele, iar la fel le are cu gaz. Și nu are treabă și plătește și mai puțin față de curentul meu, care îl plătesc mai ales acum vara, că am frigiderul ăla și consumă. Primăria Năvodari se va ocupa de executarea șanțurilor, iar cei de la Congas vin cu investițiile, conducta și, bineînțeles, montarea ei. Este vorba de undeva la 2000-3000 de metri liniari de conductă și sperăm ca în toamna acestui an să putem să începem lucrările. Rețeaua de gaze va fi extinsă pe străzile Ceferistului, Constanței, Petroliștilor, Albinelor, Nuferilor și Locomotivei. De asemenea, se vor bucura de gaze naturale și năvodărenii care locuiesc pe strada Trestiei, pe Alea Plopilor și al Țarului. Este foarte bine pentru orașul Năvodării. Beneficiați în acest moment de gaze? Vă gândiți să... Mă gândesc. Da, ajunge mult mai ieftin decât energia termică la ora actuală. Stau și la partier, poate mă costă și un pic mai ieftin, dar să vedem, după posibilitățile care le avem. Dar ați dori să vă... Aș dori, bineînțeles, că e cea mai mare bucurie, asta e, să știi. Rămâi în pană de buterii, unte duci, așa banii pe asta l-ai. Și mai convenabil față de butelie. Cel mai probabil anul viitor toți năvodărenii se vor putea acorda la rețeaua de distribuție. În total, rețeaua necesită 5000 de metri liniari de conducte.